Polițiștii și procurorii au făcut 56 de percheziții în mai multe județe din România la persoane suspectate de trafic de droguri de risc și mare risc. 15 persoane sunt suspectate că au constituit o grupare care vindea cristal către tineri, unii dintre aceștia fiind elevi. În acest moment, 30 de persoane au fost duse la audieri. La data de 28 noiembrie 2023, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Maramureș împreună cu procurorii DIICOT, Biroul Teritorial Maramureș, au pus în aplicare 56 de mandate de percheziție domiciliară în județele Maramureș și Cluj și 25 de mandate de aducere într-o cauză penală privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și de trafic de droguri de mare risc, anunță DIICOT și IGPR. Sursele citate au precizat că 15 persoane constituite într-un grup infracțional organizat ar fi vândut pe parcursul anului 2023 în mod repetat diferite cantități de cristal, preponderent către tineri, inclusiv elevi din municipiul Sighetul Marmației și localitățile limitrofe. Peste 30 de persoane au fost duse pentru audieri la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Biroul Teritorial Maramureș, relatează știrpesurse.ro.